Unul dintre secretele bine păzite ale Revoluției a fost ajutorul cerut de Ion Iliescu la Moscova în zilele Revoluției. Faptul a fost confirmat recent și de colonelul Cătălin Rancopițu, care a spus că au existat convorbiri telefonice cu RSS, acestea fiind efectuate din biroul ministrului apărării. A recunoscut-o chiar fostul președinte Ion Iliescu. Am mai probat, de asemenea, că s-a cerut ajutor militar RSS-ului. În acele condiții și raportat la legislația de atunci, acea solicitare de ajutor militar reprezenta infracțiunea de trădare. Trădarea s-a prescris, din punct de vedere juridic, de la comiterea faptei și până acum. Dar ea rămâne, ca fapt istoric, cea care ar fi putut schimba fața României. Procurorii au probat că ajutorul militar al URSS a fost cerut de către un grup din care făceau parte Ion Iliescu, alături de Silviu Brucan, generalul Nicolae Militaru și alții, printre care și șeful Direcției Operații a Armatei, generalul Eftimescu. Iar această solicitare, care constituia infracțiunea de trădare, nu s-a cercetat niciodată în anii care au urmat. Dacă a venit totuși acest ajutor într-o altă formă, cea a turiștilor sovietici, părerile sunt încă împărțite și faptul nu a putut fi demonstrat încă. Vom ști peste ani, când se vor deschide arhivele sovietice. Până una alta, parchetul general a conchis că pentru decembrie 1989 nu există nicio probă cu privire la implicarea directă a acestor agenți, în sensul că aceștia să fi tras focuri de armă, să fi provocat sau să fi generat situații tensionate. L-am cunoscut personal pe generalul Victor Neculicioiu, originar din Cristian Brașov, cu care am stat de vorbă în două rânduri destul de detaliat despre decembrie 1989. Ca o ironie a sorții, el a murit chiar pe 16 decembrie 2013, fiind înmormântat cu discreție în comuna natală. L-am întâlnit pentru prima oară în decembrie 1992. Cu acea ocazie, mi-a detaliat ce avea să declare succint și în fața comisiei senatoriale conduse de Valentin Gabrielescu, și anume că serviciile secrete din URSS Ungaria-Iugoslavia erau deosebit de active în țară în zilele de decembrie 1989 și KGB-ul considera România potențial ostilă ca orice țară occidentală. Dar, la nivelul nostru, dacă serviciul ungaror sovietic s-a implicat în declanșarea evenimentelor din decembrie 1989, dacă ar fi primit ceva ordine în acest sens, trebuia să știm și noi, dar nu am avut astfel de informații. După cum s-a demonstrat însă, solicitarea de ajutor militar adresată sovieticilor nu a rămas fără răspuns. Pe 23 decembrie la aceeași oră, în 5 puncte de trecere a frontierei cu URSS, au venit împuterniciți sovietici care au cerut să intre în România trupe mobilizate de partea cealaltă a graniței. Militarii români de la acele puncte de frontieră au povestit toți, la unison, cum au discutat cu toți acești împuterniciți la vremea respectivă și apoi au cerut instrucțiuni superiorilor. Toți trăiesc, sunt rezerviști și au relatat că li s-a comunicat de către împuterniciții ruși. Avem în spate efectivele inclusiv de blindate și vrem să intrăm în România pentru că am fost chemați. Dar, după ce s-a luat legătura în final cu generalul Gușă, recunoscut de sovietici ca șef al armatei, militarul fusese numit numai la televizor, acesta, după cum știm chiar din celebra filmare făcută în clădirea Comitetului Central, a ordonat ca nicio asemenea intervenție să nu aibă loc. Ce nu s-a știut e că Gușa a ordonat ca, dacă trupele ruse vor încerca să forțeze frontiera, să se deschidă foc cu toată tehnica din dotare. Avertizați, rușii s-au retras. Atunci a devenit vizibilă diferența între aripa politică a liderilor de la acel moment condusă de Ion Iliescu, promoscovită și perestroichistă și cea militară, coordonată în primele zile de după fuga lui Ceaușescu de generalul Ștefan Gușă, care și-a spălat astfel o parte din păcatele participării la represaliile împotriva manifestanților.
Acestea sunt faptele, iar în cele din urmă, Ion Iliescu l-a recunoscut, după cum a declarat recent colonelul Cătălin Rancopițu. Secretul bine păstrat al Revoluției nu mai e deci un secret. Cum ar fi arătat România cu trupe rusești în țară atâta vreme cât URSS-ul era încă în putere, dar în România se striga jos comunismul, e greu de imaginat. Istoria nu se face contrafactual, dar putem să schițăm un scenariu. Teroriștii ar fi avut, prin acest act nesăbuit făptuit de Ion Iliescu și echipa sa, un chip și o uniformă. De partea cealaltă, opțiunea era clară, cum recunoștea Gelu Voican Voiculescu în dispoziția sa dată în fața comisiei senatoriale condusă de Valentin Gabrielescu. Gorbaciov voia să păstreze partidul unic în România. Din fericire, fără să urmărească acest scop, armata română a sprijinit, implicit, viitoarea evoluție politică a României spre pluralism politic. Educați în ultimele două decenii de comunism ceaușist într-un spirit național, ca și securitatea, militarii au avut, prin comandanții lor o reacție promptă, același spirit exista și la nivelul trupei și el reprezenta de fapt opțiunea majorității românilor. De altfel, prin decizia lui Ceaușescu, care avea o teamă atavică față de sovietici de ani de zile, toți militarii cu studii la Moscova erau marginalizați în dispozitivul de apărare a țării. Singurul care a încercat să-l apere pe Ion Iliescu, susținând că o asemenea cerere de ajutor către Gorbaciov, lansată pe firul roșu cu Moscova, funcțional atunci și pe care Iliescu a vrut să-l reinstaleze în 1994, a fost Gelu Voican Voiculescu. Acesta a insistat, în fața comisiei Gabrielescu, că nu m-am desprins de Iliescu până ce am plecat la Târgoviște la proces și că știe tot ce a făcut acesta. Știu că n-a fost la ambasada sovietică, a afirmat el cu tărie, iar despre telefonul la ruși a spus că Bujor Sion, protejatul așa zisul fiu adoptiv al lui Iliescu, a lansat ideea să cerem ajutor străin. Ne-am opus, cel mai vehement era Mihai Lupoi, care era militar. Cineva bate la mașină un comunicat să vină trupele sovietice și s-a dat pe post, dar nu s-a vorbit cu rușii, s-a vorbit cu Carpati, ministrul apărării din Ungaria, în limba rusă, și Petre Mihai Băcanu a dat asta în ziar, spunând că s-ar fi vorbit cu Moscova. Despre orientările geopolitice din următorii ani ale lui Ion Iliescu, inclusiv despre tardiva semnare a unui tratat cu o Uniune Sovietică muribundă, Voican n-a spus nimic. În schimb a avansat un scenariu copilăresc în încercarea de a-și apăra idolul în fața unei potențiale acuzații de trădare de țară. Iliescu s-a înconjurat o vreme de rusofili pentru a atenua influența rușilor și a-i adormi, dar pe care treptat i-a îndepărtat, apoi au rămas doar puțini. Eu nu cred că Iliescu este rusofil. Faptele îl contrazic însă pe celebrul și ezotericul revoluționar, ca și recunoașterea făcută în fața procurorilor de către Ion Iliescu după prescrierea lor. În muntele de discuții date în fața Comisiei Gabrielescu, s-a aflat una care în mod straniu a fost trecută cu vederea și e practic îngropată printre ele, deși e printre cele mai relevante hârtii ale acesteia. E vorba de consemnarea făcută de un stenograf, Mihai Marin, asupra unei discuții care a avut loc între generalul Ion Hortopan și senatorul Valentin Gabrielescu, de față erau și colegii săi senatori Sabin Ivan, Sergiu Nicolaescu și Ilie Plădică Vidovici, care au intervenit însă puțin în discuție. La Revoluție, generalul Ion Hortopan era șeful comandamentului infanteriei și tancurilor și el a fost responsabilul ierarhic, vinovat de reprimarea manifestanților de la Intercontinental cu ajutorul blindatelor.
Bărbulescu Corneliu, colonel și șef al secției cercetare din Direcția de Informații a Armatei, era la Comitetul Central când l-a văzut pe Hortopan în noaptea de 21 decembrie 1989, raportându-i Elenei Ceaușescu. I-am terminat, i-am dus pe toți până la Piața Unirii. Hortopan a murit în 2000, fără să fi compărut în fața vreunei instanțe de judecată. A trecut în februarie 1990 în rezervă, cu pensia de general. Redau, foarte apropiat de stenogramă, intervenind unde textul e redundant, scurta discuție care a avut loc, probabil la finalul unei audieri al cărui proces verbal nu mai există. Probabil, cel care a distrus acest proces verbal n-a luat în seamă și textul stenogramei, rătăcit între alte hârtii. Prima întrebare îi aparține senatorului Gabrielescu. Generalul Hortopan îi nominalizează apoi, între generalii care i s-au împotrivit lui Iliescu în chestiunea ajutorului sovietic, pe Gușe și Stănculescu, adăugând apoi la fel toți, incluzându-l și pe generalul Militaru, cu oarecare ezitare, la întrebarea senatorului Gabrielescu. Ce a zis Militaru? La care a răspuns: n-aș putea să vă spun exact, n-am înregistrat pe bandă, să știți. A precizat însă că eu nu știu să fi fost cineva pentru. Senatorul Sabin Ivan insistă și întreabă de poziția lui Brucan. Hortopan devine ezitant. Îmi cereți un lucru pe care nu pot să vi-l dau. Toate aceste discuții, precizează el, s-au purtat după ce Ion Iliescu telefonase deja la Moscova, folosind firul roșu al pactului de la Varșovia cu Kremlinul. Senatorul Gabrielescu conchide. Deci Iliescu nu v-a consultat. Unde? Din ce cameră a vorbit el? Hortopan răspunde că de acolo, din biroul ministrului.
apropiat al lui Ion Iliescu, senatorul PSDR de la Tulcea Ilie Plătică Vidovici, ținea cu tot din adinsul să îndepărteze discuția de persoana șefului său de partid, generalul Hortopan înțelege că a intrat pe un teren minat, iar de aici încolo discuția devine din ce în ce mai vagă. La orice întrebare pusă, răspunde cu nu știu sau nu am asistat la discuțiile astea. Inclusiv atunci când e întrebat dacă Ion Iliescu s-a consultat cu cineva înainte de a folosi telefonul legat cu firul roșu de Moscova, la capătul căruia se pare că ar fi fost chiar Gorbaciov, de unde și operativitatea cu care au fost trimise ajutoarele cerute la frontierele României. Senatorul Gabrielescu mai insistă însă. Totuși, nu știți? Nu s-a consultat cu nimeni înainte? Generalul Hortopan răspunde. Nu știu, domnule președinte. Senatorul Gabrielescu pune punct discuției spunând. Nu știți dumneavoastră, dar nu putea să ia o hotărâre atât de importantă de unul singur. Și încheie. Domnule general, vă mulțumim, însă vă rog următorul lucru. După ce stenograma este gata să o vedem și noi și să mai veniți odată să semnați stenograma. Al doilea, ne rezervăm dreptul, cândva, să vă mai chemăm după ce vom mai afla și alte lucruri. Am aflat de la dumneavoastră lucruri importante. Vă mulțumim foarte mult. Vă rămânem recunoscători. O altă audiere n-a mai avut loc. Chestiunea ajutorului sovietic n-a mai fost îngropată, dar s-a încercat și ștergerea ei din memorie și istorie. Dar în istorie nu există o tastă delete, chiar dacă se încearcă ștergerea urmelor, așa cum s-a întâmplat cu arhivele peste care a păstorit generalul Victor Neculicioiu, șeful unității 0110 anti-KGB, care s-au evaporat în acele zile din decembrie 1989. Până data viitoare, toate cele bune!